Bine v-am regăsit la un nou video. Am fost până la Lidl și am făcut cumpărături. Poate, nu știu dacă se aude ceva, dar Zian plânge, îl pune la culcare și vrea lapte și din astea nu prea îi convine lui. Am fost până la Lidl să facem cumpărături și la Lidl am cheltuit 125,98, 126 de euro. Da, cam mult. Cam mult pentru noi. Săptămânal așa la Lidl de obicei lăsăm undeva în jur la, depinde de săptămână, 60 și ceva de euro, 70, 80, dar acum am depășit pentru că o să vă arăt imediat. Am luat ceva și de aceea practic am depășit pragul nostru pentru Lidl și am mai luat niște prostioare, dar na, ne mai facem și noi de cap. Aici din săptămâna asiatică am luat un suc de guava, nu am băut niciodată și de aia l-am luat să încercăm să vedem cum este. Asta a fost 2 euro mi se pare, sau chiar 3 euro, nu mai știu exact, la 2 euro cred. Mai aveau noodles și set sau kit din acela pentru sushi. Am vrut să iau, dar m-am răzgândit. Aici am luat 2 kg de făină. Aici o cutie de cereale, Coco Shields. Bun, aici pentru cerealele astea le mâncă copiii. Aici am luat 2 cartoane din acestea, 2 litri practic de zeamă de ovăz, era să zic, de almond. Migdale, lapte de migdale cu sau fără zahăr adăugat. O să încerc să renunț la laptele de vacă, să iau din acesta vegetal, ori de almond, ori de cocos. De cocos nu avea la Lidl, doar din acela cocos cu orez și nu vreau orez, practic vreau fără carbohidrați. Aici am luat o pâine, aici am luat o smântână lichidă, o frișcă lichidă, 250 de ml. Sper să nu sar peste ceva, că de obicei eu sar peste câte un produs, așa. Aici am luat 2 pasate de tomato passata. Aici un mănunchi de banane. Aici am luat 2 caserole de plum tomatos. Astea sunt da, nu știu câte grame are. Cred că vreo 250. Da, nu știu, da, 250 de grame, deci 2 caserole de roșii, aici am luat 2 caserole de afine, 125 de grame caserola, aici 8 mere, Pink Kids, sunt și varianta aceea pentru merele astea, Pink Lady, na, astea sunt Pink Kids pentru că sunt mai micuțe și astea au fost în ofertă. Aici am luat niște budincă de ciocolată, 4 bucăți sunt, aici o pungă de pistacios, cum le spune la astea, fistic, aici o ciocolată bubbly cu mentă, aici pentru soțul meu, el și-a luat Big Bite cu Oreo. Aici, asta e pentru Alexandra și asta e pentru Maia, tot de la Bubbly, cu portocală. Aici niște cornuri cu ciocolată, dar are ciocolată albă, cred că. Da, cremă de lapte. Așa, aici o brânză grecească. Aici niște pui, cred că e ăsta cei. Da, piept de pui cu
ceva mirodenii, nu știu. Exact 130 de grame. Ăsta a avut 20% reducere. De la 2,99 la 2,39. Fifi, stai locului. Fifi umblă pe aici, se aude. Mă rog. Aici un ham glazurat cu whisky. 130 de grame. Aici am luat o pastramă de vită. Da. Tot 130 de grame. Cam toate au 130 de grame. Și aici, Fifi, stai locului. Și aici am luat o prosciutto di Parma, 7 felii și asta are 90 de grame. Toate astea sunt destul de scumpe, undeva la 2 euro și bine spre 3 euro. Mezelurile astea. Și aici am luat așa două compartimente cu chorizo gata tăiat, așa mărunțit. Astea, nu știu, dacă le fac la fete o omletă sau ceva, o să-l folosesc. Poate și la niște paste, ceva, nu știu exact. Aici o brânză afumată, 10 felii și are, îi cu jalapeno. E picantă, tare faină e asta, adică nouă ne place, are 200 de grame. Și aici am luat două pungi de mozzarella gata rasă. Fetele mi-au spus să iau de la Lidl, că de la Aldi nu prea le place. La Lidl e mai bună la gust. Și aici un pachet de wafe, 12 wafe în punga aceasta. Astea tot așa fetele și dau și la Zian câte una. Fetele le mai mâncă ori cu gem, ori cu Nutella. Și aici am o cutie goală, pentru că și pe asta am cumpărat-o doar că am mâncat-o pe mașină. Am mâncat și eu și fetele și Zian. Au fost 4 bucăți, Ferrero Rocher clasic cu ciocolată de lapte. Tare faină, e bună. Și asta e aproape 5 euro. Pe înghețată am lăsat mai mulți bani de data asta și pe ce am mai cumpărat acolo. Aici am luat două caserole de file de pui. Acela micuț, piept de pui, dar fileul acela micuț. 350 de grame caserola. Aici un cofrag de ouă cu 18 ouă înăuntru. 1 kg de zahăr. Aici am luat niște fructul pasiunii. Eu sunt obosită tare la noi 15 seara. La noi la 10 de la Lidl și numai bine am plecat înainte să închidă din Lidl. Și acum este 11 și 5 minute. Așa că sunt un pic mai înceată. Da, trei fructele pasiunii, nu știu, să vedem cum o să... Eu am mai încercat, dar nu mi-a plăcut. Fetele, să văd dacă... La fete, dacă le place. Aici am un borcan de măsline verzi. Aici o caserolă de iaurt grecesc. Aici un sirop, de data aceasta nu am mai găsit de zmeură, am luat de căpșune. Aici 3 litri de lapte, nu am găsit din acela organic. Aici o altă variantă, astea sunt întregi, nu le-am mâncat, dar trebuie să le bag imediat la congelator. Varianta lui Ferrero Rocher, doar că, na, copia, cum să spun, copia lui Ferrero Rocher. Și să vedem cum sunt și acestea, că s-ar putea să fie la fel de bune ca și originalul sau cine știe, poate mai, și mai bun. Așa, și aici am mai luat un fel de înghețată cu... Un fel de înghețată? O variantă de înghețată cu afine, ciocolată și afine. Mi s-a părut interesantă și înăuntru sunt 3 bucăți. Aici un pachet de Jaffa Cakes cu portocale. Că sunt tare obosită. Acolo am luat
un bax de hârtie igienică, 9 role cu aloe vera. N-am mai luat de mult de la Lidl, de obicei iau de la Aldi, dar la Aldi n-am mai băgat. De vreo 3 săptămâni mă uit după hârtie igienică și nu n-am mai văzut. Sper să bage din nou. Varianta aceea cu cocos tare faină. Acum am luat din asta. Și aici am luat un joc pentru Zian. Na, pe el scrie 3 ani plus, dar bineînțeles că pe mine nu m-a interesat atât de mult jocul acesta sau ce vrea să fie el. Este de lemn, 84 de piese, are aici ceva, un fel de laptop. Laptop vrea să fie de lemn, doar că se lipește piesele acestea. Are o tablă magnetică, eu mai am ceva pentru el, doar că alea nu vreau să le strice și asta cred că o să-i dau așa la liber, să se joace liniștit el. Așa, asta a fost 8 euro, mi se pare. Și mai departe, aici am luat două... aici obosită sunt. Două... cum le spune la astea? Of... nu știu cum le spune. Deci la ora asta nu mai știu. Două învelitori de pat, nu știu cum să-l zic. Da, înțelegeți voi, nu? Deci am luat două seturi pentru pat single de o persoană. 50 pe 80 cm, cred că e fața de perină și 135 ori 200 cm fața de plapumă. Și mi-a plăcut tare mult culorile. Vedeți cum e așa într-un albastru închis, un navy, nu știu cum să-i spun asta. După aia vine cu alb, cu albastru ăsta mai deschis și mai are și portocaliu spre galben și aici un fel de piersică, mă rog. Da. Și a fost 10 euro bucata. Deci tare ieftină mi s-a părut. Lenjerie de pat, când veni acum, că nu mai mă duce creierul, serios, pe bune, s-a obosit. Da, două lenjerii de pat pentru pat single, astea le-am luat la fete. Și cam atât. Și v-am spus cât am cheltuit astăzi la Lidl. Cam atât, altceva nu am luat nimic. Sper că nu am sărit peste niciun produs. Da. Sper că v-am arătat tot. Bun, ne vedem data viitoare. Până atunci v-am pupat și numai bine. Ciao!